Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dosarele Minții, dincolo de tabuuri și de canapea lui Freud. Alături de mine în această seară în platou, profesor doctor în științele educației, Andreea Elena Petroșel, și profesor în cadrul Colegiului Național Bogdan Petricei cu HDU. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, Ana! Bună seara și telespectatorilor! Bună seara tuturor! Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să te felicit pentru această emisiune pe care o realizezi. Toate temele pe care le-ai abordat până acum au fost extraordinare și tu te-ai descurcat de minune pentru fiecare emisiune în parte și de asemenea aș putea să felicit și pe toți cei care au făcut posibile aceste noi emisiuni din cadrul grilei de la Campus TV, pentru că toate sunt deosebit de interesante. Vă mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase și eu și echipa totodată, pentru că e un efort colectiv și înseamnă foarte mult, pentru că chiar vorbeam asta, mi-aduceam aminte înainte să intrăm în emisiune, că în emisiunea de promovare pe care am avut-o în cadrul emisiunii Cocktail, m-a întrebat colegul meu Mihai, bună ziua, ce invitat aș vrea eu să am un platou, invitatul meu ideal. Și i-am spus atunci pe doamna Petroșel, pentru că dacă nu era doamna Petroșel, probabil eu nu făceam psihologie azi și nu făceam emisiunea asta. Deci înseamnă foarte mult pentru mine faptul că ați acceptat această invitație. Îți mulțumesc foarte mult, Ana, și tu ai fost o elevă deosebită cu niște performanțe extraordinare care merită să fie menționate cu toate participările tale la concursuri, la Olimpiadă, 2 ani la rând, cu rezultatele frumoase la bacalaureat și la admiteri, așa încât sunt onorată că sunt alături de tine și de fiecare dată când te văd și când vorbim, este o bucurie imensă pentru mine. Să știi că te dau exemplu de cele mai multe ori atunci când lucrez cu copii la psihologie. Mi se pare foarte amuzant că probabil de cine se uită acum ar zice, băi, dar ce s-au vorbit înainte să zică toate lucrurile astea. Dar chiar înseamnă foarte mult pentru mine și cu atât mai mult și tema de astăzi e foarte interesantă și importantă pentru mine, pentru că eu mi-am dorit foarte mult această lună dedicată copiilor, așa cum am și spus. Și dacă săptămâna trecută am discutat cu Andreea Lazarovici, o fostă elevă de-a dumneavoastră, despre vârstele mici și câteva mituri în educarea copiilor, de data asta mergem în prima bancă. Și mă gândeam ca în emisiunea asta să scoatem la tablă câteva mituri despre educația copiilor, să le ascultăm, să le demitizăm și apoi să vedem cum putem să-i ajutăm pe cei de acasă să depășească puțin câteva bariere pe care le-am găsit încercând să fac documentarea cu privire la subiectul ăsta, la acest moment dificil din viața fiecărui părinte, momentul în care își duce copilul la școală. Dar înainte să intrăm în tema de astăzi, o să vă adresez și dumneavoastră aceeași întrebare pe care o am pentru toți invitații: de ce psihologie? Ei bine, așa cum tu știi, așa parțial, pentru mine psihologia a venit ca și domeniu de interes puțin mai târziu, pentru că în liceu eu am absolvit un profil de matematică informatică, informatică intensiv, și nu am avut această concentrare asupra psihologiei, așa cum s-a întâmplat în cazul tău încă din clasa a 10-a. Abia mai târziu ziua am descoperit psihologia în tot ce înseamnă aceasta. La finalul clasei a 11-a m-am gândit foarte bine la viitorul meu, la ceea ce ar trebui să fac. Nu mă regăseam în inginerie neapărat, așa încât am decis că științele sociale mi s-ar potrivi mult mai bine și am aplicat în clasa a 12-a, pentru că atunci așa se întâmplau lucrurile. În clasa a 12-a am aplicat pentru admiterea la Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice. Ei bine,
Am fost admisă acolo, dar în același timp am aplicat și la Facultatea de Administrație și Afaceri, unde am fost de asemenea admisă. Am hotărât că ambele se îmbină foarte bine pentru că îmi doream să fac ceva astfel încât să contribui la binele comunității din care fac parte. Le-am urmat, iar pe parcursul studiilor de licență am descoperit psihologia organizațională, care mi-a plăcut foarte mult și îndreptându-mă așa ușor-ușor către cariera didactică, am considerat că și psihologia reprezintă ceva ce ar trebui să constituie o preocupare principală pentru mine, așa încât un pic mai târziu am susținut admitere și la Facultatea de Psihologie și am urmat-o și pe aceasta. Ulterior, fiind preocupată de perfecționarea cunoștințelor pe care le am în domeniul psihologiei. De altfel, pentru mine, așa cum știi, perfecționarea continuă și învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă niște preocupări foarte, foarte importante. În fiecare an încerc să mă înscriu la măcar un curs de formare, de perfecționare. Chiar și acum sunt cursant la o școală de vară pentru cadrele didactice, pentru că încerc să mă mențin așa la curent cu toate noutățile și cu toate schimbările și cu toate descoperirile care se petrec și în domeniul științelor educației, dar și în domeniul psihologiei. Ultimii ani mi-am dedicat cel mai mult psihologiei, sociologiei, dar și economiei n-am lăsat-o deoparte, pentru că prima mea formare în cadrul licenței a fost în domeniul economic. Din punctul ăsta de vedere al perfecționării continue, am mai spus că sunteți modelul meu. Mi se pare fascinantă dorința asta pe care am văzut-o la dumneavoastră de a fi tot timpul angrenat într-un program. Cred că mi-a ieșit și mie oarecum din moment ce sunt aici în vara asta și învăț foarte multe lucruri noi. Dar o întrebare puțin indiscretă și personală. Cu toate studiile dumneavoastră, mulți dintre cei de acasă și eu la un moment dat m-am întrebat de ce ați ales să predați la liceu și de ce lucrați cu copii, când studiile și pregătirea dumneavoastră v-ar lăsa foarte ușor să predați în mediul universitar sau chiar să aveți o carieră separată de copii. De unde e pasiunea asta pentru tine? Păi, am lucrat în cadrul Universității din București, am predat seminarii de pedagogie în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, o perioadă destul de frumoasă a fost aceea din viața mea, desigur, însă am decis că vreau să fac ceva pentru comunitatea din care fac parte, am decis să mă întorc în Buzău și în momentul în care a existat un post disponibil la Colegiul HDU, am dat concurs pentru el, m-am întors la colegiul pe care l-am absolvit atunci când am fost la liceu și cred că menirea mea aceasta este de a-i ajuta pe tineri să descopere potențialul pe care îl au și să și-l fructifice, să-l dezvolte la maximum, să devină adulți autonomi, capabili să-și fie folositori sieși, dar și societății din care fac parte. Și mă bucur enorm de fiecare dată când văd foști elevi că au reușite profesionale deosebite, așa cum se întâmplă și în cazul tău. Mă bucur foarte mult și mă bucură momentul în care aceștia revin la mine cu diferite ocazii, îmi mai fac câte o vizită, mai dau cât un telefon, îmi dau cât un mesaj pe WhatsApp și mai discutăm, mai povestesc despre ce au mai făcut. Cred că pot să contribui la pregătirea unor tineri cu care am așa o relație profesională foarte bună.
Despre tinerii ăștia vom vorbi și noi astăzi și acum mie mi-ar plăcea să vă mai adresez multe alte întrebări despre dumneavoastră, doar că din păcate avem un timp de emisie limitat și atunci trebuie să intrăm și în subiect. Aș vrea să trecem la primul mit și cu ocazia asta să vă întreb dacă dumneavoastră ați simțit că de-a lungul timpului părinții vin cu anumite prejudecăți sau cu anumite mituri, pentru că la urmă emisiunea asta se centrează cel puțin în prima ei parte în jurul miturilor, față de profesor în educația copilului. Pentru că am tot văzut foarte multe păreri și foarte multe opinii ale părinților care uneori vin așa în contradicție cu ceea ce ar trebui să presupună actul didactic. Este adevărat, între noi și părinții trebuie să existe un parteneriat deosebit de important, un parteneriat menținut pe tot parcursul școlarității copiilor. Uneori părinții vin cu anumite idei, uneori sunt cele potrivite, alteori au preluat poate din surse nu tocmai sigure, nu tocmai potrivite, unele stereotipuri, unele idei preconcepute, dar cred că în momentul în care relaționăm în calitate de profesor, părinte, putem să trecem peste toate dificultățile acestea care mai apar uneori. Am fost și diriginte, am înțeles extraordinar de bine cu părinții elevilor pe care i-am avut la dirigenție anul acesta și care au și absolvit cu succes clasa a 12, acum fiind cu toții, aproape cu toții studenți, pentru că unii mai au de susținut examen de admitere. Cu drag și cu deschidere vreau să discutăm despre acele mituri pe care le mai regăsim în jurul nostru pentru a putea să clarificăm unele aspecte, pentru a putea să venim cumva în sprijinul părinților, pentru că și eu sunt părinte, fetița mea trece clasa 1, așa încât probabil acum 7-8 ani nu aș fi îndrăznit să particip la o astfel de emisiune cu astfel de temă, dar experiența de părinte este deosebit de valoroasă, ne învață multe, multe lucruri pe care uneori le descoperim alături de copilul sau copiii noștri. Abia aștept să ajungem la partea la care vă voi întreba cum a fost pentru dumneavoastră prima zi de școală a copilului, dar până atunci, haideți să trecem la mitul 1 pe care l-am pregătit pentru astăzi și este un mit pe care eu l-am întâlnit foarte frecvent în temerile și în părerile părinților și anume că cu cât îi dai copilului mai multe teme, cu atât el va învăța mai mult. Cât de adevărat este asta? Este un mit, într-adevăr, așa cum l-ai clasificat și tu, Ana, este un mit, pentru că trebuie să păstrăm un echilibru. Un echilibru între absolut totul. Trebuie să discutăm, desigur, despre motivație. În cazul școlarului mic, acestuia trebuie să-i deschidem dorința de a învăța, dragostea față de școală. Așa încât dacă îi vom da extrem de multe teme, extrem de multe activități de făcut, s-ar putea ca pentru el școala să devină o corvoadă. S-ar putea ca el să considere că atunci când merge la școală are foarte, foarte multe lucruri de făcut și nu mai are timp de absolut nimic. Așa cum spuneam, trebuie să avem un echilibru. Copilul are nevoie, desigur, de școală, are nevoie de cunoștințe, are nevoie să își dezvolte abilitățile, să-și formeze și să-și dezvolte competențe, dar, pe de altă parte, copilul, mai ales copilul mic, are nevoie de joc, are nevoie de grupul de egali, pentru că toate acestea își spun cuvântul în dezvoltarea personală
personalității. Ca factori care contribuie la conturarea personalității sunt și ereditatea, desigur că nu avem cum să o evităm, mediul în care copilul trăiește, dar și educația pe care o oferim. În tot acest context, copilul mic trebuie să fie și alături de cei de aceeași vârstă, pentru că în acest cadru, copilul dezvoltă capacitatea de a relaționa cu ceilalți, de a interacționa, de a comunica foarte bine atunci când devine adult. Și acum încă un aspect important tot legat de motivație, că de acolo am pornit. Ca structuri motivaționale vorbim despre motivația intrinsecă și cea extrinsecă. Trebuie să-i dezvoltăm copilului această motivație intrinsecă, pasiunea de a învăța, pasiunea de a cerceta, de a descoperi lucruri valoroase pentru sine. Trebuie să-i dezvoltăm curiozitatea. Motivația extrinsecă funcționează, dar cu anumite limite și desigur că încercăm pe cât posibil prin toate căile să descoperim care sunt domeniile care îi sunt cele mai potrivite acelui copil și în care el să fie curios să descopere mai multe lucruri noi. Și ca un sfat pentru părinții care poate se află pentru prima dată puși în situația de a se descurca cu un copil depășit de numărul de teme pe care îl are, pentru că e o situație care se întâmplă frecvent și de obicei copiii, neștiind exact cum să-și organizeze timpul sau fiind foarte la început de drum, curg la părinții lor și se duc: mami, tati, am niște teme de făcut, nu știu să le fac sau nu pot să le fac sau nu am timp să le fac. Cum ar putea părinții să-și ajute copiii în astfel de situații? Este important, Ana, ca părintele să nu preia din sarcinile copilului. Am observat, mai ales în cazul celor de vârstă mică, faptul că părinții au tendința să preia din temele copilului, să le facă ei, iar copilul face alte teme, astfel încât să scurteze cumva timpul dedicat acestor activități. Ei bine, nu este o soluție bună aceasta. Părintele își sprijină copilul, părintele îl îndrumă, părintele trebuie să fie acolo să îl ghideze, așa încât părintele nu trebuie să zică: hai să facem temele, că nu le facem împreună. Copilul trebuie să dobândească autonomia de a învăța singur, de a ști că trebuie să își atingă responsabilitățile în mod autonom, fără a exista acolo cineva care să îl suplinească în anumite momente. În viața cotidiană nu avem întotdeauna pe cineva căruia să-i dăm o parte dintre temele noastre, dintre sarcinile pe care noi trebuie să le ducem la bun sfârșit, așa încât părintele îl ghidează pe copil, astfel încât el să poată să își rezolve toate acele exerciții pe care le are de rezolvat, să învețe ce are de învățat și să mai rămână și acolo timp de relaxare. Cu siguranță, dacă timpul este gestionat în mod corect, se pot rezolva absolut toate sarcinile școlare, fără ca părintele să le facă pe unele dintre ele el singur, fără niciun fel de contribuție a copilului. Desigur că la vârstă mică, în cazul copilului de clasă pregătitoare, clasa 1, clasa 2, părintele îl poate sprijini, poate fi acolo în aceeași încăpere cu copilul, dar acest lucru nu înseamnă că îi va rezolva temele ca să fie rezolvate mai repede, pentru că uneori am văzut și lucrul acesta: hai să zic eu răspunsul, pentru că până rezolvi tu îți ia foarte mult timp, iar eu mai am și alte treburi de făcut. Noi, în calitate de părinți, ne dorim binele copiilor noștri din toate punctele de vedere, așa încât încercăm să-i sprijinim, să-i ghidăm, dar nu să le preluăm atribuțiile.
de sprijin și de ghidaj cred că este nevoie și mai departe, pentru că mai avem încă 4 mituri prin care cei care poate încă mai cred ar avea nevoie de puțin ghidaj ca să scape și de aceste 4 mituri următoare. Mitul următor pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, și anume mitul 2, elevii prezintă un interes tot mai mic față de educație, iar rezultatele lor scad. Asta este ceva ce am auzit foarte frecvent în ultima vreme, cu atât mai mult venind de la generațiile mai în vârstă. Generații mai în vârstă care de obicei spun: pe vremea mea se făcea carte, pe vremea mea copiii învățau, pe vremea mea nu exista tehnologie, pe vremea mea nu stăteai pe tabletă, pe vremea mea, așa mai departe. Exemplele pot continua. Și foarte mulți atacă inclusiv sistemul de învățământ. Pe vremea mea se lucra în sistem, pe vremea mea se luau note bune, pe vremea mea copiii aveau rezultate, acum nu mai au. Cât de adevărat este acest lucru din experiența dumneavoastră de profesor? Să știi că nu pot să confirm acest mit. Am observat că elevii încă învață dacă sunt menținuți, dacă le este menținută atenția, dacă le este menținut interesul. Am avut oportunitatea de-a lungul ultimilor ani, mai ales de când sunt în HD-ul, să lucrez cu copii extraordinari, cu un potențial deosebit, cu copii dornici să învețe, cu copii care vor să facă performanță și pentru acest lucru muncesc foarte mult. Nu mi s-a părut că trebuie neapărat să fie împinși de la spate. Este drept că lucrurile se mai schimbă. În ce sens? Față de acum mai mulți ani, când poate era suficient doar să le livrezi informația, din punct de vedere cantitativ, copiii să aibă cât mai multă informație oferită de școală, la momentul acesta elevii se așteaptă de la noi la altceva. Se așteaptă la aplicabilitate. Adică nu mai vor doar să le oferim informația, ci să le oferim informația precum și argumentul pentru care acea informație este relevantă pentru viața cotidiană sau pentru profesia pe care ei o vor urma, așa încât în momentul în care ei înțeleg faptul că datele respective sunt importante, au aplicabilitate în viața cotidiană, într-o meserie oarecare, care ar fi aceasta, în acel moment ei învață și de asemenea este foarte util dacă învățăm prin descoperire, dacă strânim curiozitatea, nu doar le oferim un manual sau o carte din care să citească, ci încercăm să îi ajutăm să mai descopere și alte surse, să citească și din alte locuri. La momentul acesta, accesul la informație este destul de facil, așa încât putem să îi sprijinim pe elevii noștri să găsească sursele cele mai potrivite pentru a se informa, pentru că acest lucru este important ca elevii noștri să descopere o sursă credibilă din care se pot informa în tema sau subtema care îi interesează în mod deosebit. Facem tot felul de activități practice, tot felul de joculețe, chiar și la vârste mai mari, folosim filmulețe, folosim PowerPoint-uri pentru a le menține atenția și pentru a-i motiva și din punct de vedere cognitiv. Astfel încât la finalul studiilor liceale fiecare să aibă un bagaj de cunoștințe suficient pentru a-și alege un viitor propriu, dar și capacitatea de a selecta acele date care sunt relevante pentru ceea ce vor ei să facă, pentru că noi nu putem să pregătim fiecare copil pentru fiecare meserie ce va fi urmată de către aceștia, însă putem să îi ajutăm să dobândească niște deprinderi, niște abilități, niște aptitudini, să le dezvoltăm, să formăm competențe, inclusiv sau cea mai relevantă fiind aceea de a învăța să înveți. Lucruri vor fi descoperite pe tot parcursul vieții noastre. Niciodată nu epuizăm universul acesta al tuturor datelor
lor pe care putem să le cunoaștem din universul nostru de activitate profesională, se descoperă lucruri noi, tehnologia este tot mai mult implicată și, apropo de lucrul acesta, în ultimul an și jumătate ne-am putut desfășura activitatea profesională și școlară datorită tehnologiei, lucru care pentru unii a reprezentat un plus, dacă putem să zicem așa, surprinzător poate părea. Am mai discutat cu elevii mei și să știi că au găsit și aspecte pozitive ale lucrului online, nu doar aspecte negative. Mă bucur foarte mult pentru toată această abundență de informații, că tu spuneați de faptul că pe tot parcursul vieții învățăm lucruri noi. Emisiunea asta este genul de context în care învățăm și eu învăț foarte multe lucruri noi. Mi-ar plăcea foarte mult să avem și mai mult timp să dezvoltăm toate aceste subiecte, însă acum trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, revenim înapoi cu celelalte 3 mituri pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră, câteva dintre greșelile pe care le fac părinții în momentul în care copiii încep primii ani de școală și câteva dintre temerile lor. Am revenit în cadrul emisiunii Dosarele Minții, alături de mine în platou în continuare doamna profesor Elena Petroșel, doctor în științele educației și profesor în cadrul Colegiului Național Bogdan Petricei cu HDU. Am lăsat discuția în partea aceasta legată de mituri și acum ajungem la mitul 3. Un alt mit care este foarte febril și care cumva mi se pare mie că accentuează și rușinea sau... Pentru că rușinea ar fi cel mai potrivit cuvânt sau nepotrivirea pe care o simt copiii care au posibilități financiare reduse. Mitul ăsta spune că elevii cu posibilități financiare reduse vor avea rezultate mai slabe. Și mi s-a întâmplat să văd copii care se simt descurajați sau care sunt mai introverți sau care nu se exteriorizează atât de ușor sau nu se integrează foarte bine în grupul de apartenență din clasă pentru că se simt cumva inferiori. Nu au ultimul model de telefon, nu au ultimul model de laptop, nu știu, poate nu au ultimii Adidas scoși de o anumită firmă. Și atunci cumva se creează și discrepanța aceasta de integrare, dar se creează și acest mit că acești copii nu vor reuși pentru că nu au posibilități financiare prin care să își susțină demersul educațional. Cât de adevărată este această perspectivă? Desigur, Ana, că aici putem să pornim o dezbatere despre diferența dintre egalitate în drepturi și egalitatea de șanse. Este, într-adevăr, poate mai ușor, le este mai ușor celor care provin din familii mai înstărite să aibă acces la mai multe resurse informaționale, să aibă mai multe cărți în bibliotecă, mai multe dicționare în biblioteca personală, mă refer, să aibă ultima tehnologie în materie de telefon sau de calculator, dar lucrul acesta nu înseamnă că acei copii care provin din familii cu mai puține resurse financiare nu vor reuși în viață. De altfel, există foarte multe contraexemple, există copii care, deși au provenit așa cum ai zis tu aici, din familii cu posibilități financiare reduse, au fost deosebit de motivați să depășească acea condiție și au muncit mult mai mult decât au făcut-o colegii lor pentru a compensa acele lipsuri. Desigur că la momentul acesta există în cadrul facultăților acele măsuri ce se încadrează în ideea de discriminare pozitivă. Sunt locuri speciale pentru copii cu posibilități financiare reduse, sunt locuri speciale pentru copii care provin din liceele, din mediul rural, pentru români de pretutindeni, sunt locuri speciale pentru copiii de etnie romă, așa încât există niște facilități. Câtă vreme ai dorința de a învăța, poți să ajungi să faci tot ceea ce îți dorești tu, poți să studiezi oriunde îți dorești tu, există burse de studii peste tot, trebuie doar să îți dorești, să muncești, să fii motivat, să continui să încerci să faci
faci tot ce îți stă în putință pentru a ajunge să îți îndeplinești obiectivul pe care ți l-ai stabilit. De altfel, motivația fiind motorul conduitei noastre ne susține și din punct de vedere energetic să facem toate demersurile necesare pentru a ne atinge acele obiective pe care le-am stabilit într-un mod conștient. Deci avem toate șansele să ajungem acolo unde ne-am propus, indiferent de familia din care provenim. Mă bucur foarte mult pentru că ați demontat și acest mit. Această emisiune, deși este o emisiune de sâmbătă seara în care aflăm foarte multe informații și în care încercăm să ne și simțim bine, este totodată și o emisiune pe care eu am gândit-o puțin agresivă cu anumite lucruri care din punctul meu de vedere n-ar trebui să mai existe în societate, printre care și aceste prejudecăți. Și acum că ați fost dumneavoastră aici un profesor și un părinte care a putut demonta acest mit, mi-aș dori ca cu această ocazie să atragem atenția și celor care ne urmăresc și care poate au avut măcar o singură dată un gând de tipul, un gând de a spune copilului nu sta cu copilul respectiv pentru că nu este ca noi, sau nu sta cu acel copil pentru că este sărac, sau nu sta cu acel copil pentru că nu provine din lumea noastră. Și în 2021 este apelul meu personal față de toți cei care ne urmăresc să renunțăm odată și pentru totdeauna la acest tip de discriminare, care din punctul meu de vedere nu face altceva decât să le arate copiilor pe care îi au cei de acasă sau pe care îi au părinții cu astfel de mentalitate că anumite bariere în continuare există. Și cel puțin din punctul meu de vedere, și cred că și din punctul dumneavoastră de vedere enunțat mai devreme, acest tip de barieră financiară nu ar trebui să stea în calea integrării și ajutorului pe care îl primesc copiii în mediul școlar. Asta este părerea și mențiunea mea pe care voiam să o fac în această emisiune, în care mai targetăm din când în când câte o problemă socială care pe mine mă deranjează. Și pe mine mă deranjează această discriminare care vine din partea părinților către alți copii. Și scuză-mă puțin că te întrerup aici, Ana. Copilul învață o anumită atitudine față de ceilalți. Noi nu ne naștem cu atitudini, ci le dobândim pe parcursul vieții noastre. Așa încât atâta vreme cât noi ca părinți suntem deschiși față de ceilalți, suntem toleranți, suntem dornici să aflăm despre cultura, obiceiurile, tradițiile, felul de a fi al celorlalți, și copiii noștri vor fi mai deschiși, iar în viitor vom vorbi mai mult despre toleranță ca fiind mult mai prezentă decât poate este prezentă în momentul acesta, această toleranță între noi. Asta sper și eu. Trecem la mitul următor, mitul 4, care spune că părinții știu întotdeauna ce este cel mai bine pentru copiii lor. Și ăsta este din nou un mit pe care l-am tot auzit și pe care l-aud de obicei ca fiind un argument categoric. Eu știu ce este cel mai bine pentru copilul meu. Sau, probabil că v-ați confruntat și dumneavoastră măcar o dată cu o poveste de genul: mi-a spus domnul sau doamna profesor X că copilul meu ar trebui să facă un Y lucru. Și atunci părintele indignat de obicei spune: eu știu mai bine ce este cel mai bine pentru copilul meu, nu trebuie să-mi spună mie un profesor. Cât de bună este perspectiva asta în educarea copiilor? Părintele trebuie să înțeleagă că este un partener pentru copilul său. Părintele trebuie să înțeleagă că al său copil nu este el însuși când era mic. Copilul este o altă ființă, cu personalitate proprie, cu interese proprii, cu dorințe proprii, cu alte aspirații față de părinte. Noi putem să îi susținem pe copiii noștri din toate punctele de vedere, să fim alături de ei. Da, ei sunt dependenți de noi în prima parte a vieții, cu toții suntem dependenți de părinții noștri. În timpul socializării primare care se realizează în familie avem neapărată nevoie de părinți. Ulterior, părinții rămân alături de noi pe tot parcursul vieții, chiar dacă intervin și alții agenți ai socializării. Nu trebuie însă să îi direcționăm pe copiii noștri către acel drum pe care noi ni l-am fi dorit și pe care nu l-am reușit
trebuit să îl parcurgem. Am observat uneori lucrul acesta, că unii părinți își doresc ai lor copii să devină ceva anume, să își câștige un nume într-un anumit domeniu, într-o anumită meserie, datorită faptului că părintele însuși și-ar fi dorit, dar nu a reușit acolo. Copiii noștri trebuie să-și îndeplinească propriile lor obiective, nu obiectivele noastre. Este drept că noi putem să încercăm să îi facem să exploreze tot felul de căi pentru ca ei să descopere ceea ce le place și să putem să îi ajutăm să dezvolte acele competențe necesare în acele domenii care le fac plăcere copiilor. Trebuie să fim foarte atenți la copiii noștri, pentru că mai ales la copiii mici motivația afectivă este foarte puternică. De multe ori copilul mic spune că îi face plăcere o anumită activitate pentru că își vede părintele fericit că el desfășoară acea activitate, nu pentru că el însuși ar dori să desfășoare acea activitate, și atunci noi ca părinți trebuie să fim atenți la ceea ce într-adevăr își doresc copiii noștri și să și colaborăm cu cei care le sunt profesori sau educatori sau cu care aceștia lucrează în diverse situații, că pot fi trainer, pot fi tot felul de persoane exterioare, dar care surprind un anumit potențial în copiii noștri. Ceva potențial surprinde și ultimul mit. Eu sper că prin această emisiune va surprinde un potențial de schimbare. Mitul 5 spune că cu cât copiii au mai multe activități extrașcolare, cu atât se dezvoltă mai bine. Aici mi se pare o sabie cu două tăișuri, în sensul în care consider eu sincer că activitățile extrașcolare sunt benefice pentru copil, pentru că el explorează alte orizonturi decât cele oferite de școala tradițională, dar totodată mi se pare că a apărut și o generație de părinți care o duc într-o cu totul altă extremă și încearcă să integreze copilul într-un milion, literalmente milion de activități, și atunci copiii aceștia sfârșesc prin a avea un program mai încărcat poate decât un adult cu două joburi. Pentru că am auzit sau am văzut declarații sau am auzit povești sau am citit părerea ale părinților în care apar niște programe din astea uluitoare. Copilul are ore dimineața, după, nu știu, are fotbal, are înot, are șah, mai are ceva cursuri, meditații, pregătiri, și eventual copilul acela se trezește într-o situație în care pleacă dimineața și mai ajunge acasă seara. Unde este echilibrul în acest mit cu cât mai multe activități școlare are copilul, cu atât se va dezvolta mai bine? Ei bine, așa cum ai spus și tu, Ana, activitățile extrașcolare sunt importante. Copilul are nevoie de astfel de activități pentru a putea să-și dezvolte creativitatea, pentru a putea să își fructifice un anumit potențial care poate nu este fructificat întru totul în mediul formal școlar, pentru că poate nu există acea disciplină de învățământ. Ca ai precizat, notul, de exemplu, nu se poate fructifica la școală, din păcate, cel puțin la momentul acesta, sau nu la școlile din municipiul Buzău sau din județul Buzău. Însă, așa cum am precizat încă de la început, trebuie să dovedim un echilibru. Noi, ca adulți, trebuie să fim maturi și să înțelegem faptul că și ai noștri copii au nevoie de pauze, de relaxare, de repaus intelectual, așa cum avem fiecare dintre noi. Copiii, mai mult decât noi, au nevoie de un somn odihnitor de mai multe ore decât avem noi în calitate de adult. Este frumos, într-adevăr, să cooptezi copilul în tot felul de activități, mai ales că astfel și cunoaște alți copii de vârsta lui, alte mentalități, alte viziuni, copii cu tot felul de idei și de personalități, lucru care este util în dezvoltarea proprie. Însă nu trebuie să exagerăm. Una, două, maximum trei activități extrașcolare în timpul obișnuit de școală cred că sunt suficiente pentru fiecare copil, astfel încât el să poată să desfășoare
desfășoare și să-și dezvolte, de fapt, și acea latură despre care și tu ai vorbit, Adinauri, dar totuși să poată să funcționeze fără a se simți tot timpul obosit. Și noi ca adulți, la un moment dat, când ne implicăm în tot felul de activități, ne simțim compleșiți de toate responsabilitățile pe care le avem și trebuie să dovedim acea maturitate necesară pentru a înțelege că și copiii noștri pot fi copleșiți la un moment dat de tot ceea ce fac. Cred că despre maturitate va fi vorba și în slide-ul următor, pentru că am făcut un top 5 al greșelilor pe care părinții le realizează în raport cu școala și cu copiii. Și acum probabil că pentru cei care ne urmăresc, dacă anumite persoane se vor regăsi în cele câteva greșeli pe care le-am enunțat, va fi nevoie de ceva maturitate să acceptăm, pentru că noi adulții avem din când în când, și recunosc, adică încep cu mine înainte să vorbesc de altcineva, avem un pic de probleme în a recunoaște că greșim. Adică și eu când mai văd cât un top de greșeli pe care, nu știu, le face un profesionist în domeniul lui sau le face o persoană în domeniul psihologiei, eu mă identific cu greșeala, adică știu că și eu fac greșeala asta, dar am acea secundă de, trebuie să accept că și eu fac greșeala asta. Printre greșelile astea am enumerat ca fiind cele mai importante faptul că pun foarte multă presiune pe copii având așteptări academice foarte înalte, creează programe foarte încărcate de învățare și despre asta am discutat și am și învățat în mitul anterior, își pedepsesc copiii dacă obțin o notă mică, nu lasă copilul să exploreze alte zone, acesta fiind opusul părintelui care creează foarte multe programe, pentru că aici am descoperit din cercetări și din documentări că sunt două tipuri de părinți. Părintele care creează o curiculă din asta fantastică, extraordinară, deosebită, nemai văzută, și părintele care spune concentrează-te doar pe școală pentru că nimic altceva nu contează și atunci nu îi dă copilului posibilitatea să exploreze și alte zone și creează o ierarhie personală a importanței materiilor. Aici intrând părinții care de obicei au în discuțiile cu copiii referințe de tipul nu contează educația plastică, să spunem, sau nu contează sportul, sau în funcție de preferințele părintelui, dacă părintele, să spunem, că vine dintr-o zonă reală, nu-ți trebuie limba română, matematica e importantă, sau invers, nu-ți trebuie matematică pentru că ai calculator, important e să știi să vorbești. Ce se întâmplă cu greșelile astea și cam care ar fi câteva sfaturi pentru părinții care cumva se identifică cu ele? Da, haideți să ne referim puțin la aceste greșeli pe care le-am întâlnit în jurul nostru. Mi se pare ciudat să te aud spunând noi adulții, când eu te știu de când erai copil, dar așa este, acum ești adult și poți să te identifici și tu cu noi adulții. Sunt într-adevăr greșeli pe care le-am făcut sau le facem fiecare dintre noi atunci când devenim părinți. Așa cum am spus, încercăm să îi ajutăm pe copiii noștri să aibă performanțe cât mai înalte. Bine, acum depinde cum definim noi înșine performanța, că performanța în sine, din punct de vedere științific, are o definiție, dar fiecare dintre noi, pe baza cunoașterii comune, ne construim propriile noastre definiții în anumite domenii. Așa încât părintele setează anumite standarde uneori pentru copil, standarde care poate nu sunt realiste. Trebuie să înțelegem că fiecare copil are un anumit nivel de pregătire, un anumit nivel de capacitate de a înțelege, de un anumit nivel de înțelegere, anumite competențe care pot fi fructificate, anumite înclinații sau interese, și în alte zone poate copilul nostru nu este atât de bun. Nu înseamnă că dacă al nostru copil nu obține
obține rezultate extraordinare în orice domeniu, el este mai prejos decât ceilalți. Toți putem să găsim așa o zonă în care să îi depășim pe ceilalți, o zonă care ne este foarte potrivită, în care ne regăsim și în care putem să devenim profesioniști. Așa încât da, vrem ca ai noștri copii să aibă, așa cum ai zis și tu acolo, performanțe academice foarte înalte. Vrem să aibă numai note de 10 la toate materiile, dar uneori lucrul acesta nu este posibil. Uneori este posibil și este extraordinar, dar alteori nu este posibil și nici plauzibil. Așa încât ar trebui să încercăm să-i sprijinim acolo unde ei pot să se dezvolte cel mai bine. Ai menționat aici de asemenea că sunt părinți care își pedepsesc copiii dacă obțin o notă proastă. Nu este o soluție. Pe termen lung, motivația pozitivă este cea care ne oferă cele mai bune rezultate în dezvoltare noastră din toate punctele de vedere. Motivația negativă, aceasta bazată pe pedeapsă, pe sancțiune, poate funcționa la unii copii pe termen scurt, dacă, de exemplu, dacă nu-ți faci temele, nu mai primești tabletă, dacă iei o notă mică la teză, nu mai mergi în excursie cu colegii, poate funcționa pe termen lung această motivație negativă, dar pe termen scurt, dar nu și pe termen lung. Pe termen lung funcționează doar cea pozitivă, pentru că ne ajută să avem și această stare de bine. Ea este asociată cu starea noastră de bine și dacă tot vorbim despre copil și despre copilul mic, așa cum este tema emisiunii tale de astăzi, trebuie să ne dăm seama de faptul că stima de sine începe să se construiască în primii ani de școală, în copilăria timpurie, și aici găsim bazele, așa încât încercăm să-l determinăm pe copil să aibă încredere în forțele proprii, să înțeleagă că poate să obțină rezultate din ce în ce mai bune, și este foarte important și subliniem din ce în ce mai bune, pentru că atunci când ai anumite aspirații, nivelul acesta aspirațional trebuie să raporteze la posibilitățile tale actuale. Automat că pentru un copil mai slab la matematică, o notă de 8 poate fi o notă foarte bună, pentru un elev cu rezultate foarte bune de obicei la matematică și cu un nivel înalt de cunoștințe în matematică, o notă de 8 este o notă proastă. Dar în momentul în care avem o situație de genul acesta, nu înseamnă că este un eșec și că toată viața noastră s-a sfârșit din cauza acelei note bine, mici. Poate că unii dintre părinți fac aceste greșeli și pentru că au niște temeri. Temerile sunt ultima parte a acestei discuții pe care o vom mai aborda. Pe această problematică a temerilor am pregătit tot la fel un top cu 5 temeri pe care le au părinții atunci când vine vorba de copiii lor. Prima dintre ele ar fi faptul că copilul nu va învăța destul de repede, cea de-a doua, copilul nu își va face prieteni și nu se va acomoda, copilul va fi speriat și nu se va integra, copilului va fi dor de mine sau profesorul nu își va da interesul dacă copilul nu înțelege. Și cumva cred că există o oarecare corespondență între aceste temeri și abordările, cele 5 greșeli despre care ați discutat până acum și pe care le-ați demontat, pe care le-ați explicat foarte frumos pentru a le demonta din comportamentul părinților. Pentru că, spre exemplu, această idee cu profesorul nu își va da interesul dacă copilul nu va înțelege, cred că corelează cumva cu această nevoie de a-l pedepsi. Pe principiul, dacă copilul nu învață, îl pedepsesc, pentru că nici profesorul nu își va mai da interesul și atunci se creează cumva un cerc vicios. Cum ar putea părinții să treacă peste aceste temeri care ar putea să stea la baza greșelilor pe care le-am discutat anterior? Dana, e foarte interesantă corelația pe care ai făcut-o. Într-adevăr, ai dreptate, așa este. Poate exista această temere a părintelui că dacă al său copil obține o notă mică, profesorul nu își va da interesul. Lucrul acesta nu este adevărat. Noi în fiecare an avem copii diversi în clasele
cu care lucrăm, nu avem aceeași clasă permanent, nu știm niciodată care va fi nivelul clasei, care vor fi copii pe care îi vom regăsi în fiecare clasă, pe care o vom primi la începutul anului școlar, și noi încercăm să îi ajutăm pe fiecare dintre cei care fac parte dintr-o anumită clasă, indiferent de nivelul lor de cunoștințe. Nu ne concentrăm doar pe cei cu performanțe înalte, desigur că încercăm să îi sprijinim pe acestea, să le oferim materiale suplimentare, să lucrăm poate în afara programului școlar pentru a obține performanță la olimpiade sau la concursuri, dar clasa nu este formată numai din vârfuri, clasa de elevi este formată dintr-un colectiv divers, unii sunt mai buni la materia respectivă, alții mai puțin buni, unii au mai multe cunoștințe de la din anii anteriori, alții mai puține, și atunci noi ne reglăm așteptările și solicitările în funcție de potențialul fiecărui elev în parte și încercăm să adaptăm de asemenea modul în care predăm, astfel încât să acoperim toate tipurile de personalități cu care venim în contact într-o clasă. Deci în niciun caz părintele nu trebuie să se teamă că noi ca și profesori nu ne vom da interesul, ba da, ne vom da interesul, și cred că pentru orice cadru didactic un rezultat de 8 pentru un elev care la testarea inițială a obținut 4 reprezintă o reușită și un aspect care ne motivează mai departe să încercăm să îi ajutăm cât mai mult să învețe cât mai mult și să facă tot mai multe exerciții în mod corect. Foarte mult că ați punctat toată partea asta despre profesori, pentru că cumva această bucată răspunde tuturor acestor teme ale părinților. Din păcate ne apropiem de finalul emisiunii și atunci va trebui să trecem la ultima parte în care vă rog să acordați un sfat părinților. Am pregătit și ultimul slide pentru această parte. Îmi place foarte mult această poză cu dumneavoastră și am ales-o fără să vă cer acordul înainte. Da. O să menționez asta ca să știe toată lumea, în cazul în care nu sunteți de acord, că este vina mea. Dar mi-a plăcut foarte mult această idee de a vă ruga să mai lăsați un sfat sau o idee pentru părinți în încheiere. Ana, vreau să mă leg tot de o temere pe care tu ai notat acolo, și anume de acea temere că elevul, copilul nu se va ridica la nivelul celorlalți, nu va acumula suficient de repede informația. Ei bine, pentru părinți trebuie să precizăm faptul că fiecare copil are ritmul lui, fiecare copil învață mai repede sau mai lent, dar fiecare copil reușește să dobândească mai devreme sau mai târziu competențe necesare pentru a deveni un bun profesionist în domeniul în care va lucra. Nu trebuie neapărat să considerăm că al nostru copil trebuie să dovedească performanțe într-un anumit domeniu, ci noi ca părinți trebuie să acceptăm faptul că al nostru copil poate să-și aleagă un domeniu la care noi nici nu ne-am așteptat sau pe care noi nici nu-l cunoșteam înainte, și sigur va acumula datele necesare pe parcursul timpului. O scurtă paranteză, am observat că există unii părinți care încearcă să grăbească cumva dezvoltarea intelectuală cognitivă a copiilor lor, încercând să îi determine, de exemplu, să învețe să citească la 4-5 ani, la 3-4 ani, mult mai devreme decât ar trebui, așa încât părinții trebuie să înțeleagă că avem un anumit ritm de dezvoltare, că ne vom maturiza într-o anumită perioadă de timp și că uneori creierul nostru nu este pregătit din punct de vedere somatic, biologic, să dobândim anumite cunoștințe. Va fi pregătit un pic mai târziu,
târziu. Deci nu este nicio grabă aici, să fim alături de copiii noștri, să fim deschiși, să-i ascultăm și să-i considerăm parteneri de discuție. La un moment dat ar fi foarte bine să îi cooptăm în procesul de luare a deciziilor, să le cerem părerea, să luăm decizii de familie împreună cu copiii noștri, pentru că așa încercăm să îi ajutăm să devină adulți independenți. Mi-aș dori foarte mult ca în viitor, într-o lume ideală, într-adevăr să se întâmple ceea ce spuneți dumneavoastră și copiii să primească această autonomie și părinții să înțeleagă că ei de fapt au mai degrabă, cum spunea Andreea în emisiunea anterioară, un rol de ghid pentru copilul lor și nu un rol asupritor de a fi autoritatea supremă asupra copiilor. Pe această temă ar mai fi foarte multe lucruri de discutat. Cred că mi-ar mai trebui câteva emisiuni ca să putem să acoperim tot ceea ce se putea discuta aici. Dar pentru discuția de față, cred că cei care ne-au urmărit au măcar o mică schimbare sau vor dori să facă măcar o mică schimbare în conduita pe care o abordează cu copiii lor. Cu această mențiune încheiem această ediție a emisiunii Dosarele Minții. Vă aștept și săptămâna viitoare, în cea de-a treia ediție, în care vom discuta despre copilul din noi. Vom trece prin câteva comportamente care influențează copiii, cum aceste comportamente ale părinților ajung să aibă efecte traumatice asupra lor și, puțin mai târziu în dezvoltarea lor, cum ajung aceste traume să se reflecte în viața de adult și cum putem vindeca copilul din noi. O altă ediție care va fi cel puțin provocatoare, așadar vă aștept și săptămâna viitoare, începând cu ora 20, în cadrul emisiunii Dosarele Minții, și pentru această seară rămâneți în continuare pe Campus TV.